Cum se calculează această cifră de stimuli? Da. Asta e cel mai ușor calcul care poate să-l facă. Cifră cu cifră, da? Dacă avem o dată de naștere 18-9, să zic, nu facem 18 plus 9, ci facem 1 plus 8, 1 plus, 8 plus 9. Dar putem da și un exemplu. Într-un 8 decembrie 1974 și atunci adunăm 8 cu 1, cu 2, cu 1, cu 9, cu 7, cu 4, îmi va da un 32, care e drumul vieții. 3 cu 2 se rezumă la o cifră care e destinul 5. Și atunci avem ziua de naștere, aptitudinile noastre, background-ul cu care am venit, luna de naștere, da, 12 să zic, care e viața socială, ce așteaptă oamenii de la tine și abilitățile pe care tu poți odată să le dezvolți, care le ai, dar și să traduci noi abilități. Apoi apare un 32, care întotdeauna e drumul vieții.